Vă salutăm, dragi prieteni. Sunt, într-adevăr, probleme actuale tratate cu seriozitate și de ziarele de mâine. Vedem cazul discutat mai devreme și în emisiunea lui Silviu Mănăstire, apropo de achizițiile primăriei capitale, 180 de milioane de euro pentru niște tramvaie secretizate, no name, ceea ce s-a spus mai puțin și vreau să completez. Discuțiile au fost corecte, s-a discutat pe esențial, dar totuși să nu omitem un lucru, faptul că timp de peste 3 ani primăria capitalei n-a făcut niciun gest pentru a lansa această procedură, deși urgența era mai mare în București acum 3 ani decât este în momentul de față pentru achiziții de tramvaie. Eu spuneam Gabrielei Firea și am mai făcut public acest lucru și lui Liviu Dragnea când veniseră acum 3 ani la noi într-o emisiune de acest lucru, că e urgență absolută și ei dădeau amândoi din cap, dar atunci părea evident că cei de la vagoane Arad vor câștiga dreptul de a aduce tramvaiele lor în București, mai ales că acestea sunt de mare calitate. E bine, tocmai pentru că nu-și dorea nici tramvaie de calitate și nici tramvaie câștigate probabil fără o șpagă cuprinzătoare, da? Pentru că se discuta înainte, dar nu se intra în concret din motive pe care evident le bănuim. Deci e vorba de, până la urmă, de aceste lucruri aici. Și cu siguranță că această anchetă serioasă făcută de cei de la Libertatea va dezvălui la un moment dat, așa cum a mai făcut și în alte rânduri, sumele colosale pe care primăria capitalei le câștigă dintr-o bătaie de joc la adresa cetățeanului din București. Pentru că pe lângă faptul că tramvaiele de la Arad sunt net superioare celor turcești, nu era normal ca aceste lucruri să se desfășoare așa, banii aruncați degeaba, sumele sunt totuși enorme, iar asta cu secretizarea nu ține. Își doresc turcii să secretizeze, dar nu trebuie să le dăm voie să facă asta. Mai ales că diferența a fost foarte mică, ați văzut, a fost foarte strâns, spuneau și invitații de mai devreme, caietul de sarcini și licitația, rezultatul final al ei era foarte strâns. Este imposibil ca într-o țară săracă, într-un oraș care este lăsat de izbeliște de atâția ani, să vii să ne oferi până la urmă o astfel de explicație. Vor ieși la iveală toate matrapaz lucrurile. Se vorbea mai devreme și de achiziția de autobuze, Mercedes, să le spunem pe nume, că nu-i nicio rușine, sunt cele mai bune autobuze din lume, achiziționate de primărie pe vremuri și care evident au garanție de 40 de ani, atenție, să circule pe străzile unui oraș, toate marile orașe europene achiziționează autobuze Mercedes. Este iarăși dubios că această firmă turcească, Otokar, a reușit să se impună cu niște autobuze de 2 lei, care, atenție, peste câțiva ani vor fi pe butuci. Da, vor trebui reparate, nu au absolut nicio fiabilitate. Alt punct, care cu siguranță că ancheta colegilor noștri de la Libertatea îl va scoate la iveală, este surprinzător faptul că aceste două licitații esențiale pentru infrastructura capitale au fost câștigate de două firme din Turcia, care nu au valoare, în detrimentul firmelor din Uniunea Europeană. Iarăși o bizarerie. Eu nu spun că europenii trebuie să fie avantajați, dar e ciudat. Când vrei să faci un lucru de calitate, când ai în spate ani și ani de eșecuri, tu în halul ăsta te prezinți, faci astfel de contracte, efectiv este o bătaie de joc. Și dovada cea mai clară, după părerea mea, probabil că vor insista oamenii lui Tolontan și pe asta, este distanța, diferența de timp. 3 ani de zile. Pe asta trebuia să o organizezi după primele 3 luni de mandat. În 3 luni tu nu reușeai să faci, să pui de o licitație. După prima săptămână anunțai: domnule, vrem să facem o licitație, să cumpărăm tramvaie în București. Dar repede, da? Lăsați-o deoparte, birocrația, n-am timp, trebuia să le spună Firea. Vreau ca de astăzi, în 6 luni, lucrurile să fie rezolvate. Și aveau timp să se prezinte mari competitori. Ați văzut ce tramvaie sunt în străinătate. E, asta trebuia să facă și Bucureștiul. Bineînțeles că aici va fi contestație și nu le vom avea nici măcar pe astea turcești niciodată. Bun, în această noapte se poate vota în Australia și Noua Zeelandă, asta este marea inovație, până la urmă, a mișcărilor stradale, a moțiunilor de cenzură, a mâniei și frustrării poporului român. Uite că, până la urmă, am primit ce ne doream. Autoritatea Electorală Permanentă ne dă vești excepționale.
Și anume faptul că se poate vota, a început de fapt votarea, sigur sunt și niște lucruri pe care nu prea le înțelege nimeni, se poate vota deja și pentru turul al doilea de scrutin, atâta timp cât pe buletinul de vot figurează cei 14 candidați. Puteți vota dacă locuiți în Australia sau Noua Zeelandă din această noapte în turul întâi, dar puteți vota și pentru turul al doilea. În turul al doilea ni se explică, vor fi luate în calcul numai buletinele care conțin candidații care se vor califica în acea fază. Însă Augustin Zegrean, fostul președinte CCR, este siderat de asemenea, veste. Practic nici nu poate să creadă că acest lucru este posibil. 2000 de români au votat deja, plus că se votează prin corespondență deja de ceva timp. Legea nu poate să prevadă așa ceva, spune Zegrean. Cine știe cine va fi în turul al doilea. Nu este scris scenariu pentru acest tur. Mă îngroziți. Nu pot să cred ce spuneți. Domnul președinte de la AEP trebuie să meargă acasă. Dacă au făcut așa, înseamnă că au cheltuit banii de pomană și vor trebui să dea socoteală pentru asta. Sigur că va contesta cineva rezultatul alegerilor. Până la sfârșit, unul dintre cei doi va pierde. Cel care va pierde, sunt convins că va contesta categoric aceste nereguli. N-au cum să fie luate în considerare acele voturi, mai ales că, spune Zegrean, turul al doilea ar putea, în teorie, să nici nu existe. Atunci o să ajungem și noi ca americanii cu alegerile contestate. Asta sigur că dă bine pentru PSD, care nu este favorit la alegerile prezidențiale, ba mai mult, n-are aproape nicio șansă, și va tărăgăna și le va spune oamenilor că ați văzut, asta e guvernarea lui Iohannis și a lui Ludovic Orban, niște oameni care nu știu nici să măcar să organizeze alegerile prezidențiale. Deci să va bate monedă cu siguranță pe asta. Dar vă spuneam că deja 2000 de români din străinătate au votat, deși nu se cunosc, evident, candidații pentru cel de-al doilea tur de scrutin, dar conform legii, acest buletin este valabil, se prezintă pe buletinele astea care au fost trimise în străinătate, se prezintă și mențiunea turul al doilea. Este o procedură legală, spune șeful AFP, stabilită de lege, pentru că nu ajungeau plicurile cu buletinele de vot pentru turul al doilea. Ne imaginăm că în insula de sud a Noii Zeelande sau în Tasmania, unde probabil colcăie de cetățeni români, nu ajungeau aceste voturi niciodată, decât dacă ar fi fost trimise cu avioanele Concorde, numai că unul la mână acesta nu mai zboară și doi la mână nu făceau distanța până în Australia și Noua Zeelandă, ele nu zburau decât de la Londra și de la Paris spre New York. E adevărat că ajungeau mai repede decât fusul orar și te duceai de la Paris la New York și când ajungeai la New York era cu 3 ore mai devreme decât atunci când plecai de la Paris, puteai să tragi un pui de somn, însă acea epocă a apus de mult. Voturile exprimate sunt desigilate la turul al doilea, n-a văzut nimeni voturile pentru acest tur, sunt sigilate și vor fi gestionate în etapa celui de-al doilea tur. Pe plic scrie că sunt buletine pentru turul 2. Iată ce avansat suntem, n-ar trebui să ne plângem, avem această posibilitate. Ba, eu spun că n-ar fi rău să luăm aminte de la aceste alegeri, ca poate pentru data viitoare să avem eventual bilete și pentru turul 3. Că nu se știe dacă se termină doi candidați fix la egalitate. Da? Actualitatea electorală permanentă ar putea să prevadă și asta. Să existe o belă, adică un tur al treilea, nu e, e posibil, nu și la americani era să trăim această grozăvie, doi candidați să termine exact la fel, sigur, fiecare cu armele lui, PSD-ul cu lanurile de porumb, USR-ul cu gargara, PNL-ul cu savoir-faire-ul specific acestui partid și să ajungă cel puțin doi candidați la egalitate absolută și atunci să avem bilete, teorie, da? În teorie să existe și pentru turul al treilea, să poată candidații, evident, să fie votați, să zicem, cu 2 luni înainte și pentru turul 3. Bun, acum, vestea cea mai importantă a acestei zile seamănă cumva această știre cu ipostazele alea din filmele cu vikingii, când aceștia tăbărau în Europa civilizată cu toporișca în mână și curățau sate și orașe întregi, așa cum se întâmplă astăzi prin anumite săli de concerte cu islamiștii, cu fundamentaliștii islamici, care intră la Paris, la Londra, pe unde reușesc și omoară cu Kalashnikov-ul, odată în stânga, odată în dreapta.
odată în stânga, odată în dreapta, fără să se uite pentru ei oamenii neavând nicio diferență unii față de alții. E cam așa se întâmplă la figurat și cu această guvernare liberală. Ludovic Orban însuși s-a lăudat că a omorât, mă rog, a destituit 40 de PSD-iști dintr-un foc. Avem și lista lor. De la preluarea mandatului, 32 de secretari de stat, 3 subsecretari, 3 consilieri au fost dați afară dintr-un foc. Între timp a mai reușit să doboare 2 Ludovic Orban. Cei mai mulți dintre ei, 7, sunt de la Ministerul Dezvoltării. Alte ministere care au pierdut astăzi unul sau 3 secretari de stat în anumite situații sunt sănătatea, educația, apărarea, dezvoltarea, finanțele și agricultura, a început răzuirea, toți nepoții, toate rudele, toți frații, surorile, toți vor fi dați afară, fără niciun fel de județ, nimeni nu se va uita, nimeni nu-i va asculta. Am și lista eliberaților din funcție, este exact ca lista celor care nu reușesc la admitere la medicină, un tabel dintre ăsta extraordinar de lung, nume care în principal nu ne spun mare lucru și pe care nu o să le mai citim în emisiune, să o să citim o altă listă pe care europarlamentarul USR Clotilde Armand a publicat-o, cu mai mulți copii ai unor membri PSD sau ALDE angajați în funcții publice. O să ne ia un pic de timp, dar este stupefiantă această listă, ca să vedem cam încotro mergea totuși impostura guvernelor Dragnea, Dăncilă, Codrin Ștefănescu. Și începe așa, doamna Clotilde: las și eu lista aceasta guvernului Orban, se vede că este ONG-istă, se vede că intră des pe rețelele de socializare, că acolo se exprimă lumea așa. Sper să-i fie de folos. Odrasle PSD-ALDE în funcții publice. Introducerea este extrem de scurtă, ceea ce ne și trebuia, și începe așa. Fiul Vioricăi Dăncilă este angajat la Curtea de Conturi. Fiul vitreg al lui Teodor Meleșcanu este numit consul la Strasbourg. Fiul lui Daniel Barbu, din ALDE, este consul la Edinburgh, este capitala Scoției. Fiica domnului Daia este angajată la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Fiica lui Florin Iordache lucrează la Cancelaria Băncii Naționale. În trecut a lucrat la Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul pentru Relația cu Românii de Pretutindeni. Altă întrebare? Apropo de Florin Iordache, desigur. Fiica domnului Țuțuianu este consilier juridic la Primăria Capitalei. Fiul lui Dumitru Buzatu și al senatoarei PSD Gabriela Crețu, numit secretar de stat, îl recomandă cunoașterea limbilor străine. Am citat, a plecat ăsta și a dat demisia, că dacă nu-i dădeau cu toporișca liberali în cap. Fiica senatoarei PSD de Neamț, Emilia Arcan, a fost numită vicepreședinte în cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu rang de secretar de stat. Fiul domnului Tudorel Toader s-a angajat ca asistent la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, în condițiile în care codul de etic al universității interzice angajarea rudelor. Fiul șefului PSD Neamț este numit secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sportului. Fiica lui Nicolae Bădălău este angajată la protocolul aeroportului Otopeni, acolo unde ocupă funcția de director al Departamentului Conformare, Calitate, Siguranță și Mediu. Fiica fostului deputat PSD de Bacău, Minodora Clivetti, este consilier diplomatic la reprezentanța României la Uniunea Europeană. Fiul fostului ministru Victor Paul Dobre este referent principal la Consulatul României în Chicago, Statele Unite. Fiul lui Ilie Grădinar, zis Ilie Giga Calorie, este ambasadorul României în Copenhaga, Danemarca. Fiica lui Constantin Preoteasa, fostul șef al Direcției pentru Protecția Copilului Gorj, este secretar general în Ministerul Românilor de Pretutindeni. Ea a deținut pe rând diverse funcții în Ministerul de Externe, înainte de promovarea de la MRP, adică de la Ministerul Românilor de Pretutindeni, fiind director în cadrul MAE. Fiul judecătoarei Maria Huza, fost președinte a Tribunalului București, și pretină a fostului ministru PSD Rodica Stănoiu, este secretar 1 la Ambasada României la Tokyo, Japan, made in Japan. Fiul fostului șef al Organizației Pensionari, PSD Dâmbovița, este secretar de stat în MAE.
fiica fostului ministru PSD, Constantin Niță, este secretar 1 la reprezentanța României la Uniunea Europeană. Fiul fostului ministru al muncii, Mariana Câmpeanu, angajat la ASF. Asta scrie pe Facebook Clotilde Armand. Deci, iată această lungă listă, aproape interminabilă listă, în care sigur nu intră feciorii. Mihnea Năstase, de exemplu, care a plecat din proprie inițiativă. Tudor Buzatu l-am pomenit și doi a fi demisionat. Agentul guvernamental al României la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Radu Cancer, instalat la externe de clubul Olguța, de cuplul Olguța Vasilescu Claudiu Manda anul trecut. Înainte de a deveni diplomat prin ordin PSD, el a picat un examen de intrare în MAE și a făcut bani din pariuri sportive. Radu Cancer, cred că are legătură și cu Mircea Cancer, fostul jurnalist oltean. Deci numai pe pile, numai pe pile peste tot, asta a fost guvernarea PSD, da?